Emerichienei împlinește 86 de ani. Acum, în câteva zile. Bun găsit, dragii moșului, sunteți la tradiționala pastiluță de sport, așa cum spunem noi de fiecare dată, unica ce se ia cu mintea sau cu sufletul și unor cu picioarele și cu capul, dar niciodată cu apă, pentru că vorbim despre lumea sportului. Dragi prieteni, probabil cunoașteți, nu trebuie să fii neapărat fan stelist, poți să fii și rapidist și dinamovist, să ții și cu Craiova și cu Timișoara și cu echipele din Cluj. E vorba despre unul dintre simbolurile fotbalului românesc. Domnul Emerichienei, Neaimi, cum îl știe toată lumea, împlinește 86 de ani. Am putea vorbi probabil nu una, nu două, ci 100 de pastiluțe, un blister din ăla sau cum se cheamă, o cutie întreagă de pastile cu ceea ce a făcut dumnealui în fotbalul românesc, plecând de la Flamura, de la UTA Arad, unde a jucat alături de mari fotbaliști, unde a evoluat alături de mari fotbaliști, trecând prin perioada CCA, unde de asemenea a găsit niște somități, prin perioada Steaua București și mergând apoi cu cucerirea Ligii Cupei Campionilor Europeni în finala de la Sevilla din 7 mai 1986, calificarea echipei naționale la Campionatul Mondial din Italia după o neparticipare de 20 de ani și de asemenea închiderea ciclului generației de aur, tot ca antrenor, Campionatul European din 2000 Belgia și Olanda, atunci când Italia ne-a eliminat 2-0 și când Gică Hagi, eliminat și el la rândul lui, a pus punct final. Deci, cam câte a făcut într-o perioadă de undeva de prin 55 până în 2000, domnul Emerichienei. Am putea de asemenea să povestim foarte multe lucruri, legende, unele povești adevărate, ca aceea când l-a chemat pe Lăcătuș în tribuna stadionului Ghencea, acolo la etajul 1, și i-a spus bună ziua domnului Lăcătuș, și Lăcătuș s-a întors și a zis: să nebunesc, am crezut că am venit și cu tata, că nimeni nu mi-a spusese până atunci domnule Lăcătuș. Sunt mii, zeci și sute de mii de povești. Aș vrea însă să vă istorisesc una singură, e foarte scurtă, petrecută cu mine, adică e direct la prima mână, nu mi-a fost povestită de către altcineva. Nu sunt avocatul dumnealui, nu sunt avocatul echipei la care el făcea referire, recte Steaua / FCSB, și vreau doar să vă spun povestioara asta. Cred că am mai istorisit-o de foarte puține ori. Suntem în 2006, în momentul în care Steaua de atunci evoluează contra celor de la Betis Sevilla. Pentru că sunt 20 de ani de la finala din 7 mai, conducerea clubului decide să ia și câțiva jucători, îi invită pe toți de atunci, dinpreună cu domnul Emerichienei. Corect, nu este stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, ci este Benito Villamarin, cel pe care evoluează Betis, dar se ajunge și pe Ramon Sanchez Pizjuan. Se fac poze, se dea până amintiri și așa mai departe. Și acum vine ora meciului dintre Betis Sevilla cu Joaquin, mai țineți minte, cel care joacă și acum, și Steaua București. Domnul Enei se găsește acolo pe stadion cu vreo două ore înainte de începerea meciului. Este lăsat de izbeliște, ăsta este termenul și nu mă feresc de el, de către cei de la echipă, care pleacă să mănânce și dumnealui rămâne singur. Mie mi se face jenă, pentru că era totuși Neaimi Enei, și decid să mă așez așa, hai să-mi spunem, pe bordurică, pe o băncuță alături de dumnealui. Era o situație stânjenitoare, adică dădusem drumul la vorbe așa, dar dumnealui îmbrăcat imaculat, cu raglanul dumnealui pe mână, cravată asortată la batistuța de aici, de la piept, și stăteam noi de vorbă așa, ce mai zici, Cătăline, cu tare. Și la un moment dat îmi vine în cap, văzând acolo un pic în plan secund, să mergem să vizităm muzeul clubului. Domnul Enei, cu tot respectul, decât să stăm aici pe băncuța asta, că mai e o oră și un picuț, nu mergem să vizităm muzeul clubului? A, excelentă idee, Cătăline, haide să mergem. Se ridică cu prestanța aceea dumnealui, părul bineînțeles dat pe spate ca întotdeauna, și intrăm. Muzeul clubului era o încăpere, pentru că Betis, ruda săracă a Sevillei, n-avea trofee prea importante, medalii, diplome și așa mai departe. Aveau și ei, cuceriseră trofeul cu tare și așa mai departe. Și aici voiam să ajung. Vă dați seama cât suferă aceste glorii ale fotbalului nostru? Repet, nu e vorba de o echipă, sau vorbim în general de faptul că nu au muzee, că nu există locuri în care să păstreze amintire. Oameni buni, cât am putut să stăm acolo într-o încăpere cu 10 trofee și 2 poze? Ei mai mult mizau pe 1900 toamna. Exagerez, dar vreau să zic. Am dat așa o tură, avea un trofeu înalt cucerit la trofeul Lopera, am mai dat încă o tură, ne-am vârtit de 3 ori, tot statuile alea erau și așa mai departe, într-o jumătate de oră după ceas, dar e mult jumătate de oră, dar hai să zicem așa.
A ieșit afară, am ieșit afară împreună și l-am văzut așa gânditor, zic, bă, l-o fi supărat ceva, nu prea mai vorbea. 2006, martie. Și zice, dragul meu, tu ai văzut cât de puține statui și trofee au oamenii aceștia? Da. Tu îți dai seama steaua câte are? Da. Noi de ce nu avem așa ceva? Noi de ce avem? Am stat 20 și ceva de minute aici în încăperea aceasta să vedem câteva trofee și două plachete. Zic, da, într-adevăr. Ne-am uitat cu atenție? Zic, ne-am uitat, da, am văzut de unde vine, am comentat, ce puteam și noi să comentăm. Îți dai seama dacă publicul de la noi ar veni să vadă la stadionul Ghencea, în tribune acolo, un muzeu cu toate trofeele noastre, că ar sta efectiv două zile? Zic, da. Și l-am văzut cum pică pe gânduri și stătea așa îngândurat, efectiv nu am avut ce să zic. Deci sunt oameni, am mai auzit povestea asta și despre, spunându-se și despre Piția Polzan, despre Alexandru Apolzan, marele jucător, care ar fi vrut să-și regăsească câteva dintre trofee, câteva dintre medalii, câteva dintre premii, diplome, ce sunt ele, într-un muzeu al clubului. Steaua, prin grija lui Bobby Durbac, avea să facă apoi un muzeu, care din păcate ținea foarte de domeniul lunilor, cred câteva luni, după care se închidea. Avem un muzeu al sportului, foarte puțin vizitat, și mai avem de ceva vreme, maximum un an, un muzeu al fotbalului deschis de niște particulari. Da, în țară nimeni nu mai este interesat de respectarea acestor valori, dar vreau să vă spun că nea Imienei de atunci, de 20 de ani, de aproape 20 de ani, încă suferă după faptul sau din cauza faptului că noi nu putem să facem. Nu e vorba că dumnealui voia să-și vadă astea, să se laude acolo și să se dea mare. Dumnealui e stabilit la ora de, ar fi fost greu oricum să vină la București, și îl deranja faptul că Betis Sevilla, o echipă cu istorie îndelungată, dar fără performanțe mari, avea o sală, o încăpere, un muzeu, iar Steaua București, 20 de ori mai mare ca importanță, ca număr de trofee, ca palmares și așa mai departe, nu putea să facă acest lucru. Tot ceea ce putem acum este să vă urăm sănătate multă, Neimi, și să vă spunem de aici, din colțișorul nostru de la Casa Pariurilor, la mulți ani și multă sănătate. Toate cele bune!